suntem la începutul anului 2020 de la nașterea Domnului. Suntem întruniți în ședința obișnuită la început de an a adunării eparhiale, încercând a prezenta în câteva ceasuri, în câteva zeci de minute, în sinteză, lucrarea bisericii noastre din această zonă în anul care a trecut și câteva direcții pentru anul în care deja am intrat. Vor fi prezentate diferite informații, cifre, ziduri, întruniri, procese verbale, prin intermediul cărora se încearcă crearea unei imagini a viețuirii noastre creștine din anul trecut. Dacă cele prezentate vor fi văzute în calitatea lor de vas, de acoperământ care un acoperământ care ascunde o comoară, și anume lupta omului pentru a fi mai aproape de Dumnezeu, a se deschide spre prezența lui Dumnezeu în viața sa, atunci toate aceste informații fac parte dintr-un minunat proiect, și anume lucrarea bisericii cu tot ceea ce cuprinde ea în sferele ei de prezență. Ședința adunării eparhiale s-a desfășurat astăzi în jurul al două cuvinte cheie, comuniune și recunoștință. Acestea au fost ca un fir roșu care au străbătut toate activitățile desfășurate în anul 2019 la nivelul Arhiepiscopiei Iașilor. Sigur că sunt și multe lucruri pe care poate am fi putut să le facem și nu le-am făcut, sau lucruri pe care nu le-am făcut întru totul după voia lui Dumnezeu. Acestea au constituit și subiect de reflecție pentru membrii adunării eparhiale și au fost discuții, dezbateri și la nivel de comisie și în plenul adunării eparhiale pe marginea acestor activități, acestor proiecte pe care ar trebui să le facă Arhiepiscopia Iașilor în anul 2020 care a început. Dintre proiectele care au fost aprobate de adunarea eparhială, aș aminti această campanie Dar pentru copii, o campanie venită să sprijine familiile cu mulți copii prin construirea de locuințe sau prin amenajarea lor, dacă acestea există deja, o campanie intitulată Pentru cei mai mici ca noi, prin care dorim să donăm aparatură medicală pentru secții de maternitate și neonatologie la maternitățile de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Iașilor. Aș mai minti și campania pe care Spitalul Providența dorește să o facă anul acesta, o campanie de informare și conștientizare a populației privind necesitatea prevenției bolilor grave. Și aș aminti în ultimul rând, dintre multele proiecte, nu le putem menționa pe toate, un proiect de data aceasta de natură culturală. Se dorește evidențierea prin interviuri, prin filme documentare realizate de către Doxologia Media, a prezenței creștinilor ortodoxi veniți și stabiliți în Iași și în alte județe ale Moldovei. Avem și străini care au venit aici și s-au stabilit și au îmbrățișat credința ortodoxă.